E greu să alegi sportivul anului la canotaj, unde românii s-au umplut de medalii și în acest an premiul a ajuns la Simona Radiș. Fetele de la canotaj s-au îmbrăcat elegant la gală și au impresionat-o pe lipă. Uite, măi, aici m-am blocat când am văzut-o. Un artist a cântat imnul României la nai. Simona Radiș a luat 2 titluri mondiale în mai puțin de o oră și a fost aleasă cea mai bună canotoare a anului. Mi-am dorit să-mi demonstrez în primul rând mie că pot să fac față. În acest an, canotajul a fost sportul olimpic cu cele mai multe medalii internaționale aduse pentru România. Pentru Paris, să nu avem nicio probă din care să lipsească România. E un pariu frumos!